Duminică 19 octombrie s-a înapoiat în capitală președintele Consiliului de Stat Nicolae Ceaușescu împreună cu soția Elena Ceaușescu și președintele Consiliului de Ministri Ion Gheorghe Maurer împreună cu soția Elena Maurer, care au făcut o vizită oficială în India. Erau prezenți pe aeroportul Băneasa conducători de partid și de stat, persoane oficiale, precum și un mare număr de bucureșteni care au salutat cu căldură pe înalții soli ai poporului român. La invitația guvernului belgian, marți 21 octombrie, președintele Consiliului de Ministri Ion Gheorghe Maurer, însoțit de ministrul afacerilor externe Corneliu Mănescu, au sosit la Bruxelles. Pe aeroport, premierul român și persoanele care îl însoțesc au fost cordial salutați de primul ministru Gaston Eyskens. Miercuri 22 octombrie au început convorbirile oficiale româno-belgiene. Discuțiile s-au desfășurat într-o atmosferă de lucru, prilejuind un schimb cordial de vederi. După convorbiri, șeful guvernului român a făcut o vizită protocolară la sediul Parlamentului belgian. În aceeași zi, delegația română a fost primită de regele Baudouin al Belgiei.